ale acestei etape cu numărul 13 și o primă intrare tare a lui Halibek asupra lui Renato Kelic. Halibek este capitanul Astrei. Renato Kelic, cel care și-a dat autogol. Etapa trecută la meciul cu FCSB, o intrare urâtă aici a lui Halibek. Să vedem dacă va fi și avertizat capitanul Astrei, pentru că în mod normal ar trebui să fie avertizat, dar este galben și iată Halibek încă din primele secunde ale acestei partide primește un cartonaș galben pentru astfel de intervenții. Cred că se poate da și roșu. Mă rog, un arbitru mai intransigent. Nu că Alexandru Tudor nu ar fi un arbitru intransigent, dar cred că pentru astfel de intrări se poate da și roșu. Sigur, nu a existat acolo elementul intențional, dar rămâne fapta lui Halibek, care iată primește cartonaș galben încă din primele secunde ale partidei. Jocul este întrerupt pentru că Renato Kelic are nevoie de îngrijiri medicale serioase, lovit în față de Denis Halibek, fundașul Craiovei se resimte. A venit și targa acolo în caz că fotbalistul croat va trebui scos în afara terenului de joc. Scurcă și pleacă pe contraatac cu Elvir Kolic, este liber Mitriță, profită acolo de eroarea lui Butean. Atenție, Mitriță! Pasa pentru Mihailă este prea puternică, Mihailă ține însă mingea în teren. Centrare pentru Kolic, Mitriță! Bară gol! Mitriță! 1-0 pentru Craiova, un eurogol marcat de capitanul Craiovei, Alex Mitriță, la capătul unui contraatac purtat în mare viteză. Mai întâi Mitriță a încercat să fie omul cu asistul, nu i-a ieșit acea colaborare cu Mihailă. Mihailă întoarce în careul lui David Lazar și Mitriță are finalizare de mare fotbalist și gestul superb al lui Mitriță, arătând spre tatuajul de care v-am vorbit la începutul partidei, tatuajul pe care și l-a făcut de curând, acel mesaj primit de la Ilie Balaș: distrează-te pe teren. Într-adevăr, asta încearcă să facă Mitriță. Încă o dată, toată faza aici, Mitriță încearcă să-i ofere lui Mihailă bucuria primului gol. Nu i-a ieșit, Mihailă îi întoarce însă serviciul, iar finalizarea lui Mitriță este într-adevăr de jucător de național. Bară gol, nicio șansă pentru David Lazar. Mitriță cu al 9-lea gol stagional. Golgheterul ligii întâi se detașează în acest moment în topul golgheterilor campionatului, Alex Mitriță, și Craiova conduce la Giurgiu cu 1-0. Viitorul păstrează însă și procente la revânzarea lui Cicâldău. Aici Mitriță rămâne la minge, Mitriță, mingea se plimbă prin fața porții, gol! Craiova! Alex Cicâldău! 2-0! Mitriță a rămas în posesia balonului după un duel cu Erico și Alex Cicâldău duce scorul la 2-0 pentru Craiova. Oltenii sunt în pole position pentru cele 3 puncte aici la Giurgiu. Revedem faza, o lansare pentru Mitriță. Cade Erico în urma duelului cu Mitriță. Acesta scoate în spate pentru Cicâldău și cu poarta goală în față, Cicâldău practic nu putea rata din acea poziție. Gol și pasă de gol pentru Alex Mitriță în această partidă și să notăm primul gol al lui Alex Cicâldău în tricoul celor de la CS Universitatea Craiova, tocmai când vă spuneam că
A costat mult, o mică avere acest fotbalist, spuneam, de 1 milion de euro, achiziționat de la Viitorul, dar este o investiție de viitor și o investiție, spun eu, făcută cu cap de cei de la CSE Universitatea Craiova. Din minutul 62, așadar, Craiova conduce Astra la Giurgiu cu 2-0. În astfel de situații, vă spuneam, 6 goluri în 6 meciuri, performanța lui putea să fie și mai bună dacă nu ar fi ratat un penalti etapa trecută la disputa împotriva celor de la FCSB. Formații gazdă, iar Fedele îl angajează pe Bărbuț, genul de fază care îi convine lui Bărbuț. Centrare pentru Colici, gol! 3-0! Tiki-taka! CSE Universitatea Craiova, o fază perfectă. Mingea a circulat pe traseul Fedele, Bărbuț, Colici și bosniacul nu se dezminte, marchează al 7-lea său gol în, iată, 7 meciuri în Liga 1. Elvir Colici este un pretendent serios la titlul de golgheter în Liga 1. Iată lansarea lui Fedele pentru Bărbuț, spuneam, genul de fază care îi convine lui Bărbuț. Centrarea acestuia este transformată în gol de Colici, dar să remarcăm și finalizarea lui Colici. E atacant. Craiova a făcut un transfer foarte, foarte bun. Acest bosniac arată de la meci la meci că este într-adevăr fotbalist. 3-0 și cred că nu mai sunt dubii în ceea ce privește învingătoarea din această partidă. Craiova face scor la Giurgiu cu Astra